Salut tuturor! Astăzi, alături de Chris, o să discutăm despre top 5 cele mai puternice arme din Uimita Armea lui Gumball. Ei bine, dacă dorești, da și lui Chris un subscribe al canalului în descriere, fiindcă merită și așteptăm mai multe clipuri pe canal, iar noi trecem de regulă la treabă. Pe locul 5 avem telefonul. Își face apariție în episodul în care tatălui Gumball îi cumpără acestuia o nouă consolă. Și consola transformă tot universul într-un joc video, în timp ce se joacă aceștia dau de mai mulți inamici, și la un moment dat pun mâna pe telefon. Telefonul are abilitatea de a chema orice aliat din univers, cum ar fi Hector, Richard sau Nicole. Iar în acest episod, aliații au superputeri, cum ar fi momentul în care Banana Joe trage cu lasere, iar Kiri are abilitatea de a depozita. Hector te lovește, Richard dădea cu inelul de foc și probabil telefonul ar fi avut mai multe abilități, dar nu au fost descoperite mai multe pe parcursul episodului. Locul 4. Consola. Consola are puterea de a transforma un întreg univers într-un joc video. Cu consola poți controla acel univers, poți colecta diferite iteme, poți controla felul în care sunt personajele și modul în care sunt îmbrăcate, poți călători în orice loc din acel univers, poți schimba numele oricărui personaj, inclusiv propriul nume. Pe scurt, consola este faină. Locul 3. Telecomanda. Telecomanda și-a făcut apariția în episodul Dezastrul, folosită de Rob pentru a-i distruge pe Watterson, mai ales pe Gumball, dușmanul său. Telecomanda are multe abilități impresionante, poate da timpul înapoi și înainte, poate fi folosită pentru a călători până și în outro-ul desenului și chiar postul de desene Cartoon Network. Poate muta obiecte din loc, dar și altele, de exemplu, Rob o să mute soarele și luna, făcând astfel să fie și noapte și zi. De asemenea, poate șterge persoane din existență, poate bloca persoane pe loc, poate deschide portale cum ar fi Rob care deschide portalul spre voi. Și de asemenea, poate modifica vocea și tonul vocal. Mai pe scurt, telecomanda are control total asupra universului. Pe locul 2 avem Caietul. Își face apariția în episodul în care omul cu dubița este arestat de poliție, de fapt încercând să-l aresteze. Iar acesta fuge, iar din dubița lui cade în fața casei lui Sara, îi cade un caiet cu logo-ul Cartoon Network de aur. Iar Sara începe să scrie povești în acel caiet. Și faptul că a scris acele povești în caiet a făcut ca totul să fie realitate. Și de exemplu, Sara a scris o poveste în care Gumball și Darwin este căsătorit cu Carrie și are copii. Deci mai pe scurt, caietul poate rescrie universul. Pe tot parcursul episodului, Sara dă peste cap orașul Elmore, unde face relații de prost augur, dar și lucruri ciudate. Dar în final, pentru a opri acele povești, a trebuit să scrie și iar povești. Și în cele din urmă, este incredibil cum caietul a putut modifica universul, dar cu câteva propoziții. Locul 1. Pensula. Este acea pensulă care este folosită de către Banana Barbara pentru a modifica universul, iar orice e desenat de acea pensulă devine realitate. Ca să înțelegeți de ce pensula este cea mai puternică armă din tot universul Gumball, ea poate desena toate armele precedente și să le steargă din existență și i-a desenat o coadă de porc lui Rob la sfârșitul episodului acela. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți? Care din aceste arme vi se pare cea mai puternică, după opinia voastră? Puteți să lăsați un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom revedea în alte clipuri cu Chris sau singur în alte zile. Ciao, les!